100 de voluntari s-au aflat vineri pe malul Oltului, nu pentru relaxare sau pescuit, ci pentru ecologizare. Fundația Comunitare Țara Făgărașului a organizat vineri de la ora 9 o campanie de ecologizare pe malul Oltului în Făgăraș, în parteneriat cu Asociația Mai Mult Verde în cadrul proiectului Cu Apele Curate. Asociația Mai Mult Verde, împreună cu Lidl România, desfășoară de la începutul anului 2019 proiectul Cu Apele Curate, cu scopul de a preveni și combate poluarea cu plastic a apelor Dunării. Am început în 10 orașe de pe Dunăre și continuăm în 2020 cu o mică extindere pe afluenți, pentru că sunt foarte multe deșeuri care ajung în fluviu și de pe afluenți. Am pornit acest parteneriat cu Fundația Comunitară Țara Făgărașului pentru o primă acțiune de ecologizare a malurilor Oltului. Estimăm că s-au strâns aproximativ 500 de saci cu deșeuri, adică undeva la 400 de kilograme. Și, după cum spuneam, vrem să fie doar începutul, pentru că este clar că trebuie să intervenim mai mult pentru a preveni această poluare, pentru a veni cu soluții ca aceste deșeuri să nu mai ajungă pe maluri și ulterior în apă. Așadar, orice iubitor de natură sau simpli voluntari au primit gratuit mănuși, saci, apă, măști și dezinfectante și s-au apucat de treabă. La acțiune a participat și făgărășanul Alex Luca, cel care a fost numit în cadrul Galei Țării Făgărașului în ultima ediție voluntarul anului. Am avut o acțiune de ecologizare a malului Oltului. Am luat și eu o parte. Statutul m-a obligat și chiar îmi doream să iau parte la această acțiune. Vreau să menționez faptul că au fost foarte mulți voluntari și le mulțumesc pe această cale. Am strâns o cantitate foarte mare de gunoi de pe malul Oltului, ceea ce nu este bine. Mi-aș dori ca pe viitor oamenii să conștientizeze că aceste gunoi nu ne fac bine, mai mult ne strică natura și nu cred că ne-ar conveni să mergem la iarbă verde cu haine aruncate și gunoi menajer în jurul nostru. Îmi doresc foarte mult ca comunitatea făgărășeană și nu numai să conștientizeze faptul că cu cât avem spațiu verde, cu atât aerul este mai curat, sănătate mai bună și îmi doresc foarte mult să se intensifice un pic controlele, să pe cei care aruncă sau cei care nu respectă regulile să fie totuși sancționați. Acțiunea de ecologizare a fost organizată în cadrul Săptămânii Naționale a Voluntariatului.